neînțelegere din familie pornesc de la două mari alte neînțelegeri. Și anume, în primul rând, nu înțeleg cine sunt, nu mă cunosc pe mine însumi și, în al doilea rând, nu înțeleg care este rostul vieții sau sensul existenței mele. Ori la aceste două neînțelegeri ne răspunde sau ne dă răspuns Domnul nostru Iisus Hristos și Sfântul Apostol Pavel. Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că a venit ca să adune la oaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. Iar Apostolul Pavel ne spune în Epistola 1 către Tesaloniceni: însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, iată, în primul rând trebuie să știm cine suntem și, în al doilea rând, să știm unde mergem. De aceste două înțelesuri depinde tot rostul vieții noastre și de aceea se cuvine să înțelegem drept aceste lucruri, că altfel, dacă nu căutăm să le înțelegem și din punct de vedere duhovnicesc și ne limităm doar la partea sau la neînțelegerile trupești și neînțelegerile sufletești, atunci o să ratăm, să zicem, scopul nostru, ținta noastră. Și în primul rând, vedem că foarte multe dintre neînțelegerile din familie pornesc de la imaturitatea celor care se căsătoresc. În primul rând, cei care se căsătoresc, tinerii, mai ales din ziua de astăzi, de multe ori nu știu ce vor, nu știu cine sunt ei, nu se cunosc pe ei înșiși. Și atunci întemeiază o familie, poate de multe ori, la insistențele părinților și vedem că de multe ori eșuează.